În vara anului 1978, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu erau primiți de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii într-una dintre cele mai fastuoase vizite externe ale dictatorului. Astfel, Ceaușescu a fost singurul român plimbat în caleașca regală alături de Elisabeta a II-a, care l-a primit pe covorul roșu la evenimentul organizat între 13 și 16 iunie 1978. Delegația română era primită cu urale și steaguri tricolore, iar presa britanică a scris numai cuvinte de laudă despre această vizită istorică. Tot despre istorie s-a discutat și la banchetul din prima seară. Robert Hardman, văzut printre cei mai importanți biografi ai casei regale britanice, a publicat recent o lucrare privitoare la viața și activitatea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Unul dintre capitolele lucrării tratează vizitele diplomatice exotice pe care regina le-a primit de-a lungul îndelungatei cariere. Un subiect central tratat de autor este episodul venirii la Palatul Buckingham a cuplului dictatorial român Nicolae și Elena Ceaușescu. Vizita a surprins lumea occidentală, iar Hardman arată că președintele României a fost primit la Londra în schimbul angajamentului că va semna contracte în valoare de 300 de milioane de lire sterline cu industria aviatică din Marea Britanie. Potrivit lui Hardman, Casa Regală Britanică a fost sfătuită înainte de vizită de către președintele Franței, Valéry Giscard d'Estaing, că ar fi bine să ascundă bunurile de valoare din apartamentele palatului, unde urma să fie găzduită delegația română. Giscard a transmis Angliei că oamenii din anturajul lui Ceaușescu au devastat apartamentele din Paris, în care au locuit în timpul unei vizite a președintelui român, care avusese loc cu câteva luni în urmă. Românii au plecat din apartamente cu orice putea fi deșurubat, incluzând vaze, lămpi, scrumiere sau obiecte de igienă din baie. Oficialii responsabili cu invitații de la Palatul Buckingham ar fi ascuns la indicațiile reginei periile de argint din apartamentul belgian, acolo unde a fost cazată delegația română. La masa oficială, regina l-a tratat pe Ceaușescu cu un vin alb banal și nu cu soiurile cele mai fine aflate în pivnițele palatului. Mai târziu, regina Elisabeta a II-a l-ar fi descris pe Ceaușescu într-un cerc intim cu sintagma omulețul acela înspăimântător, iar în a doua zi a șederii la palat a decis să levite, considerând că i-a fost de ajuns ce a văzut până atunci. Regina a fost clar deranjată de decizia guvernului britanic de a-l invita pe dictatorul român într-o vizită de stat. Hardman relatează în lucrarea sa un episod întâmplat a doua zi dimineața, când regina Elisabeta a II-a a ieșit să-și plimbe câinii în grădina palatului. L-a văzut pe Nicolae Ceaușescu apropiindu-se amenințător de ea și a decis să se ascundă după un tufiș pentru a nu fi nevoită să dea din nou ochii cu dictatorul român. Elisabeta a II-a a făcut eforturi considerabile să nu interacționeze cu Ceaușescu mai mult decât era necesar, adică doar în cadrul întâlnirilor oficiale, conferința de presă, poza de grup și nelipsitul tur al Londrei în mașină. În timpul vizitei de lucru, s-au semnat contracte cu firmele British Aerospace și Rolls-Royce privind cooperarea pe termen lung în construirea de avioane BAC 111 și motoare pentru avioane. Tot cu ocazia vizitei, cele două guverne au semnat memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în industria aeronautică și cooperarea tehnologică în domeniul explorării și exploatării de petrol și gaze. Între organizațiile economice românești și firme britanice s-au stabilit mai multe înțelegeri. În zilele premergătoare vizitei,
s-a deschis la Londra expoziția 100 de ani de artă românească, unde puteau fi admirate operele de artă ale lui Constantin Brâncuș, Nicolae Grigorescu, Alexandru Ciucurencu și Ștefan Lucian. În aceeași perioadă au rulat și filme românești precum Prin cenușa Imperiului, Mere Roșii sau Osânda, iar locuitorii au aflat despre arta populară românească prin intermediul expozițiilor sau al spectacolelor. Tot cu această ocazie, ansamblul folcloric Rapsodia Română a fost în turneu în Anglia. Elena Ceaușescu, savanta de renume mondial cu 4 clase, care devenise doctor în chimie în 1967 cu teza Polimerizarea stereospecifică a izoprenului, scrisă de alții, a plecat din Marea Britanie cu sacoșa plină de titluri. Este greu de crezut faptul că nu se cunoștea care era adevărata ei valoare la vremea respectivă. Cu toate acestea, Institutul Regal de Chimie i-a conferit titlul de membru de onoare și certificatul de chimist autorizat. Tot cu ocazia acestei vizite, Elena Ceaușescu a devenit profesor honoris causa al Institutului Politehnic din Londra Centrală, pentru că a început cu multă distincție să cerceteze domeniul vast al chimiei organice. Este prima dată când omagiem un om de știință străin în Politehnica noastră, a ținut să sublinieze prorectorul Politehnicii Londrei. La rândul său, Nicolae Ceaușescu a primit ordinul cavaleresc de foarte mare prestigiu în lume, Ordinul Jartierei. Emblema ordinului este o jartieră bleu pe care este scrisă cu litere de aur deviza Rușinea celuia ce de rău gândește. Distincție care însă i-a fost retrasă la câteva zile după izbucnirea Revoluției din decembrie 1989. În cei 25 de ani, cât timp a stat în fruntea statului, Nicolae Ceaușescu a făcut un număr de vizite de lucru și de prietenie greu de egalat. A călătorit din URSS până în India, din Cehoslovacia până în Maroc, din Iugoslavia până în Statele Unite și din Polonia până în Zair. Nicolae Ceaușescu a ajuns nu numai să aibă o țară la picioare, ci chiar să facă impresie bună în peste 100 de state ale lumii. Totuși, puțină lume știe astăzi că soții Ceaușescu au și gafat prin locurile pe unde au fost invitați. Deși la bază au fost fii de țărani autentici, viața i-a împins să-și cizeleze și gusturile și gesturile, odată cu evoluția pe scara ierarhică. Cu toate străduințele, anumite obiceiuri nu au fost uitate niciodată în drumul lor înspre înalta societate. Greșelile de protocol, gafele de tot felul comise în timpul vizitelor de rang înalt, au rămas astăzi chestiuni de amuzament pentru istoricii care studiază personalitatea dictatorului român și a consoartei sale. Chiar dacă adesea a gafat serios în timpul vizitelor oficiale, astăzi se poate spune cu certitudine că, în ciuda greșelilor evidente de pe plan intern, Ceaușescu a reușit să rămână în istorie drept unul dintre cei mai activi lideri comuniști pe plan extern. Respectat, iubit, temut sau ironizat discret, Ceaușescu nu a trecut neobservat în fața marilor puteri.